În general, în momentul în care băieții, știi, să devină agresivi cu fetițele, le împing, le trag de codițe pentru că, că le plac, e pe mine. Am urât, le-am eliminat. Să fiți pe fază, domnul Sârbu. Că dacă își mai... Da. Ce client? Echipă? Da, sigur că am o echipă la mine. Normal, mai are un motiv. Sigur, sigur că da. Dar nu poți să le faci pe toate. Nu poți să fii. De exemplu, se întâmplă când într-o zi ai trei procese și oricum te enervezi peste tot, deci nu e o problemă. Și în instanță, și la DNA, și la poliție te enervezi. Deci nu e, da? E același lucru, da. Dar la administrația financiară a fost rău. Că nu ai dat persoana în judecată? Nu mi s-a întâmplat niciodată nimic atât de grav. Ai rezolvat problema. Pe moment să se învolbureze, după care, gata, m-am calmat și... Dar de ce suntem supărați? Hai să discutăm, hai de la o cafea. De ce să fim supărați? Conflicte, nu, m-am ferit întotdeauna de lucrurile acestea. Da. Atipice. Exact, atipice. Dar mai dăm de adevărată, de multe ori. Da. Și demonstrez că-mi colagă. Unul dintre lucrurile la care mă gândesc când e vorba despre experiențele ciudate pe care le-a trăit Carmen alături de mine. Deja exact. Sunteți de foarte mulți ani prietene. De foarte mulți ani. Ei bine, m-am dus cu Carmen la un moment dat la film Asterix și Obelix, Misiune Cleopatra. Comedie, foarte frumos filmul. Veneam de la emisiune, eram fardate mai mult decât trebuie, pavoazate, bâmblănite, toculețe. Veneam de la emisiune, n-am avut timp să ne schimbăm. Și ca două doamne ce ne găseam, ne-am dus la film. Numai că era un început de toamnă și în timpul filmului am simțit că mă paște o răceală. Și încep să-mi caut șervețele. Și n-aveam. Și încep. Carmen, dă-mi și mie un șervețel. Mi-e un șervețel. Să scutură fata geanta și caută. Nu, o iau pe vecina din dreapta pe care nu o cunoșteam. M-am descălțat foarte frumos. Mi-a scos șoseta din picior. Doamne! Mai feminină femeie din lume. E un exemplu. Și nu-i venea să creadă. Era, cred că mi-au schimbat la maternitate.